Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din serialul nostru de Minecraft ca bărbo și... hai buni, s-au mai întâmplat câteva chestiuțe destul de importante pe aici de când n-am mai filmat. Cred că prima chestie importantă, că toți suntem aici acasă, ar fi aceste pisicuțe. Da, avem 4 pisici, am avut doar 2 pe asta, încă una cu gri pe care... De fapt aia a fost prima gen, una cu gri pe care... am adus-o eu cu Carrot și a fost prima mea pisică practic, dar din păcate a venit un zombie și am dat cu sabia și eu pe sabia am sweeping aici. Și când i-am dat una, s-a dus, s-a murit. În fine, după aceea am adus-o cu Delocon pe asta, pe aceasta de acolo, de lângă Cuba. Am găsit-o în biomul ăla de vrăjitoare, mă rog, mlaștină din aia. Am găsit acolo o căsuță din aia, era acolo vrăjitoarea și această pisică. Așa că am îmblânzit-o, am adus-o acasă, după care am adus-o și pe asta, le-am înmulțit, am scos-o pe asta și acum, recent, acum o oră, jumate, două, am reușit să o duc și pe asta, care are un ochi așa, un ochi așa. Da, în fine, e mai cioangă ea, dar e bună. În rest, aici pe la bază nu s-a mai întâmplat aproape nimic. Fermele de găini care sunt acolo le știți foarte bine, o să mergem și pe la ele să vă arăt. Cea de găină automată produce extrem de bine, sunt super mulțumit de ea, și cealaltă produce ceva, o nu pot să zic că nu. Însă pentru început am reușit eu să strâng câteva rachete cu durație 3. Astea sunt cu 1, astea sunt tot cu 1, ok, le lăsăm aici. Astea sunt cu durație 3, așa că am să le pun aici, să le avem aici, perfect, să fie totul ok. Și dacă vedeți aici în inventar, avem și un tag. Imediat vă voi explica eu ce este și cu acest tag. Dar înainte de asta trebuie să-mi las și eu cărțile pe aici, că m-am dus la Warizard și am făcut rost de câteva cărți, pentru că am avut nevoie. Bă, și iar nu mai am loc pe aici, mă frate. Iar nu mai am loc nici în inventar, n-am loc, niciunde n-am loc. Mă jur. Așa, bun, hai că am mai scăpat de ele. Bețele am unde să le pun. Da, acolo, perfect. Tag-ul punem aici să vă citesc din el. Și barca o ținem că avem nevoie. Perfect. Bun, hai să vă citesc. Tag, tu ești, practic, prinsea se șleapșa. 1. Trebuie să ai tag-ul tot timpul în inventar. 2. Dacă pierzi tag-ul, trebuie să îl înlocuiești. 3. Nu poți să dai tag cuiva în același episod slash live în care ai fost tăguit. 4. Nu poți să dai tag aceleiași persoane care ți-a dat ție tagul. 5. Dacă dai tag cuiva nou jocului, trebuie să îi dai și cartea aceasta. 6. Nu ai voie să dai tag cuiva care stă AFK. 7. Jocul va evolua cu timpul. Nu semnați carte. Atât. Bun. Care este ideea? Eu această carte am primit-o într-o seară de la iTweet și el a primit-o de la Ricande. Știu că chestia asta... cu prinsa a venit de la, a început de la Rican, cred. Și cam asta ar fi. În acest episod va trebui să o ținem cu noi, să o păstrăm. Iar episodul viitor, bine, o voi pune eu în, în Ender Chest, ca să nu stau cu ea pe aici, pentru că nu-mi place să le țin în inventar. Iar în episodul viitor va trebui să o pasăm la altcineva, pentru că nu cred că are rost să o țin la mine. Deci... pentru început va trebui să o păstrăm fiindcă nu avem de ales, dar episodul viitor o vom pasa la altcineva. Ok. Acum. Ia stai, ce a zis Walizer Dani, acum pun să-mi fac încă 10 stack-uri de cărți. Blan. Ok. Bun. Ferma asta produce enorm de bine. Avem din nou o grămadă de stack-uri și am băgat și Nether Chest, ceea ce e super, super, super ok. Și aici, ferma noastră de găini manuale, care ne produc ouă, produce și asta ceva, avem aproape un barrel, ceea ce e foarte ok, n-am mai câteva și avem un barrel, ceea ce e foarte bine. Ok, pentru început, să vă explicam ce facem la noi la bază, sau cam ce proiect o să începe la noi la bază în acest episod. Eu m-am gândit în felul următor. Noi aici, în zona noastră, nu avem un loc de depozitare a itemelor. Adică o cameră cu chesturi. Așa că m-am gândit. Băi,
Ar fi mișto să fac una în pământ, dar din moment ce aici am făcut intrarea spre portalul din End, din Nether, ar fi mișto să mai găsesc încă o găurică să mai facem acolo camera cu cufere. Așa că eu m-am gândit că aici ar fi locul ideal oarecum să facem acea cameră. Venim aici frumos, săpăm și pe aici, pe undeva va fi acea intrare în camera cu cufere. Evident, va fi o intrare mai mare, va trebui să o sap eu destul de mult. O să mă duc și în jos, pentru că voi fi nevoit să mă duc în jos. Deci, da, cam pe aici va trebui să încep eu să fac acea cameră. Văd că pe aici și e ceva. Aparent e... nu știu, e apă pe aici. În fine, va trebui să scot toată apa asta. Să-mi iau o găleată pentru că nu mai am. Și, na, o să pun eu dirt pe aici și o să o astupăm ceva de genul ăsta. Mă, că nu sunt monștri pe aici, ceea ce mă surprindere, că de obicei știam că sunt pe aici, că intră cel puțin, dar dacă nu sunt, cu atât mai bine. Și va trebui să o facem aici să fie miștocară, să arate bine. Nu știu dacă voi păstra stilul medieval și aici. Eu voi încerca, dacă nu voi reuși, asta este, dar na. Voi încerca să-l păstrez și aici, totuși, pentru că, na, având zonă medievală peste tot, ar fi mișto să avem și aici. Și o să încerc să mă extind cumva o construcție, deși la asta m-am gândit că va fi destul de ciudat să mă pun cu construcțiile prin partea asta așa, ca să aduc cumva lucrurile la ea, în partea asta. Acum, evident, mă voi duce și în spate, pentru că pe acolo deja am nivelat câteva chestiuțe ca să pot să mă duc în partea aia, în spatele căsuței, dar voi veni și în față cu câteva case sau câteva construcții mai micuțe, nu neapărat mai mari, să le aduc prin partea asta așa, le prelungesc pe aici frumos și le aducem până în partea asta, acolo putem face un ponton de pescuit ceva, deci sunt destul de multe idei pe care le putem face, dar na, asta cu timpul. Hai să-mi pun și eu pe aici un pat, dacă am, hai că am la mine. Ok, să putem dormi și vom merge până la shop-uri din nou, ca în episodul trecut, pentru că trebuie să vă arăt shop-ul nostru, care este gata. În sfârșit, am reușit să-l termin. Eu cu Moro nu știm încă dacă va rămâne 100%, adică de construit l-am construit, de rămas încă ne gândim dacă rămâne, s-ar putea să-l demolăm, deși încă nu știu chestia asta, ne vom gândi, pentru că totuși e destul de măricel acolo și parcă aș vrea ceva mai mic și mai mișto făcut. Bine, nu zic că și ăsta e super mișto, că am lucrat o grămadă la el și așa, dar parcă ar merge ceva mai micuț acolo. În fine, mă duc eu până la zona de shop-uri, iar după aceea revin de acolo, bineînțeles, ca să vă arăt, pentru că am și o nouă surpriză. Na, eu vă fac surprize mereu. Bine, revin de la zona cu shop-uri. Ok, lume, am revenit de la zona cu shop-uri și pentru început avem aici, în dreapta, dacă ne uităm, avem oarecum autobuzul, cred că e un autobuz, ceva, nu știu. În fine, e shop-ul lui Cuba și de Locon de rachete. Văd că s-au cumpărat ceva pe aici, astea sunt de durație 3, parcă. Aici avem gunpowder-ul, care e 3 diamante pe stack, nu e rău, nici astea nu sunt scumpe, 2 diamante pe stack, eu zic că e destul de ok, dar na, văd că s-au cumpărat doar alea de durație 1 deocamdată și cam ăsta e shop-ul. Știu că am mutat ei doi portalul, știți că portalul era înainte acolo, am văzut că au făcut ceva curcubeu pe aici. Și l-au mutat, sincer, arată super mișto chestiuța asta. Și e chiar super interesant cum l-au pus pe aici. Îmi place, e mișto. Și cam așa arată shop-ul nostru terminat, oarecum. În interior vă spun de pe acum că e super mic. E doar de 5 blocuri înălțime. Și din păcate chestia asta mă deranjează pe mine cel mai mult, gen. Pentru că e o construcție super mare și în interior mă și așteptam de la început că va fi mică, dar am zis că poate reușesc să o fac puțin mai mare, dar n-am reușit. În fine, designul din interior
L-am făcut medieval, eu zic că e destul de mișto, zic că arată destul de ok, destul de bine. Cu lumina stăm cam proști și drept, pentru că am fost nevoit să pun chestiile astea, fiindcă altfel aveam creeper pe aici, era super, super nasol. Eu zic că designul a ieșit destul de ok din interior, dar, din nou, repet, pentru dita mai construcția de, nu știu, vreo 20 de blocuri înălțime, cred, sau ceva de genul, e super mică în interior. Și nici nu poți să o duci mai sus, pentru că dacă vă uitați, acolo vin boltele alea așa, care nu sunt decât de câteva blocuri înălțime, gen. Și oricum vei da cu capunele, deci în sus nu pot să mă duc absolut deloc. Tocmai de asta am vorbit și cu Moro, să vedem ce decizie vom lua. Să vedem dacă îl vom desfința, mă rog, nu dacă îl vom desfința, că nu o să-l închidem, doar o să-i mutăm locația, practic. Să vedem dacă va fi cazul sau nu. Deocamdată ăsta e shop-ul, sincer. Mi-a plăcut destul de mult să-l construiesc pe interior, pe exterior arată super genial. E o construcție mare care totuși mi-a ieșit și mie și lui Moro destul de bine și cred că și lui place cum a ieșit. Având în vedere că, bine, văd că acolo lipsește un stairs, ok? Ce l-am observat să mor eu. Având în vedere că asta este prima construcție făcută de mine pe survival atât de mare, în toți anii în care am jucat eu Minecraft, o casă atât de mare n-am făcut în viața mea, mă rog, o casă, o construcție atât de mare, dar, na, a fost timpul să fac și una din asta și, sincer, nu regret că am făcut-o, dar, totodată nu e nici pe așteptările mele. Și de asta aș merge pe ceva puțin mai mic, dar mai aranjat cât de cât. În fine, hai să trecem pe aici. Bun, deci avem aici model plus introducere. Salut, noi suntem MV de Industry. Dacă ai nevoie de orice construcție sau fermă, contează pe noi. Ia o carte din Barrel și după completează după modelul de pe pagina următoare. Mă rog, aici n-are rost să stau să citesc modelul. Puteți pune pauză să-l citiți dacă vreți. Bun. Acum, chestii importante care nu intră în model. Vizitează prețurile înainte să dai comandă. Construcția va fi gata în maxim 5 zile lucrătoare, depinde de mărimea ei. Deci, cam asta ar fi, iar la prețuri, eu zic că suntem destul de ok. Medieval, construcție mică, 30-40 de diamante fără materiale. Medieval, construcție mare, 48-64 de diamante fără materiale. Medieval, construcție mare. Bă, dar stai că aici e ceva greșit. Medieval, construcție mică. Medieval, construcție mare. Astea sunt fără materiale, nu? Da, aici era construcție mică. Da. Mă rog, în fine, asta o putem edita și după aceea. Medieval, construcție mică, 45-60 de diamante cu materiale. Medieval, construcție mare, 70-90 diamante cu materiale. Zic că prețurile sunt destul de ok, aici la Old School e puțin mai mic pentru că nu necesită atât de multe ca la medieval. Prețurile se discută cu clientul, cu atât clădirea este mai mare, cu atât prețul crește. Mulțumim pentru înțelegere, Mono and Dani, MVD Industry. Bun, iar dacă cineva are nevoie, vine aici, ia cărțile, le dropează aici în hopper și mă rog, ajung aici la noi în spate. Deocamdată n-am nicio comandă. Prea curând nici nu cred că o să avem. Pentru că, na, nu e un shop de care să te folosești toată ziua, gen. Dar e mișto. Nu pot să zic că nu. Însă, v-am spus, poate pe viitor vom schimba câteva chestiuțe. Iar acum, marea surpriză pentru voi, pentru că eu deja o știu, este acest shop de lemne creat împreună cu Delocon. Am făcut noi acolo o chestiuță. Știți foarte bine că eu am avut la început ideea asta de a face un shop de lemne. Însă după aceea m-am răzgândit, am început pe asta cu Moro, care a durat ceva sincer și oricum nu puteam să mă apuc. Iar după asta a venit Delocon cu propunerea să facem împreună un shop de lemne, dacă tot am vrut și eu să deschid. S-a gândit și el că ar fi ok și am decis să le facem împreună, să facem un shop de lemne amândoi. La comun, eu zic că ne-a ieșit super, super mișto. Eu sunt super încântat de construcțiile care s-au făcut aici. Bine că nu sunt cine știe ce, adică avem două mașinării de tăiat lemne,
Asta de aici, asta de aici. Am încercat să le fac să mai lipsească din antrene și așa, tocmai ca să pară că sunt vechi, că sunt, nu știu, mai degradate sau ceva de genul. Deci eu zic că a ieșit destul de bine. Prețurile eu zic că sunt ok. 2 diamante pentru un stack de oak, 2 diamante pentru un stack de birch, un diamant la spruce, cred că e ăsta, da. Un diamant pe stack la spruce, un diamant pe stack la jungle, un diamant pe stack la dark oak și 3 stack-uri la acacia. 3 diamante pe stack la acacia, pentru că acacia se strânge cel mai greu. Și na, am decis să punem 3 diamante. La spruce, dark oak și jungle am pus un diamant pentru că se strânge super, super ușor și n-avea rost să nu punem. Deocamdată nu s-a cumpărat nimic pentru că a trecut super puțin timp de când l-am deschis, deci na. Eu zic că e ok, nu știu. Puteți să lăsați și voi părerea voastră în secțiunea de comentarii. Eu sunt super încântat de acest shop, cum a ieșit. O colaborare bună. Eu când deloc când colaborăm, noi facem totul să fie bine. Detalii pe aici. De detalii s-a ocupat el. A pus chestiuțele astea. M-am ocupat mai mult de mașinările astea două, pentru că inițial le-am făcut pe un server pe creativ, ca să nu stăm să ne mai complicăm cu alte servere și așa. Am intrat rapid, le-am făcut aici. Și am stat ceva să mai adaug detalii, pentru că la început părea mai sec așa, dar după ce am adăugat câteva detalii, eu zic că a ieșit super, super mișto și chiar arată foarte, foarte bine. În rest, pe aici nu prea s-a mai întâmplat nimic pe la shop-uri, doar chestia asta ce o vedeți voi nouă și shop-ul de lemne, care, v-am spus, deocamdată e cea mai bună creație. Chiar a depășit puțin și shop-ul ăsta, chit că na, sunt destul de greu de pus în aceeași oală, pentru că asta e o construcție imensă, iar asta e o construcție minusculă, dar se alternează, pentru că asta e o construcție mare, nu atât de mult detaliată, iar asta este o construcție mică, destul de mult detaliată. Și, nu știu, după mine a ieșit super mișto, ne putem uita și de aici, se vede super, super mișto, e o construcție super faină și Delo, din câte am înțeles, este mulțumit de ce a ieșit. Deci eu zic că e totul ok. Dacă cineva are nevoie de lemn, poate veni la shop. Shop-ul va fi mai mereu plin, pentru că na, sunt chestii, nu știu, nu chestii, sunt lemne care se strâng nu foarte greu. Deci eu zic că e totul ok. Bun, acum, pentru că știți că am spus eu în episodul trecut că vom merge să-i lăsăm un cadou lui Delocon, pentru că ne-a ajutat cu acele ouă și așa, vom merge și îi vom lăsa un cadou, dar mai întâi mă voi gândi eu ce să-i las cadou. Pentru că, nu știu, cred că îi voi lăsa câteva diamante, dar nu foarte, foarte multe, fiindcă nu mai am nicio atât de multe, însă vom face o faptă bună. Am văzut că a intrat pe server între timp, deci sper să nu fie la el acasă, în fine. Mă voi informa, mă duc să-i pregătesc cadoul, o să vi-l arăt, iar după aceea mergem direct la el să îl dăm, să vedem, sau poate o să-l dăm mai târziu, sperăm că nu va fi el. Deci, da, mă duc să-i pregătesc cadoul și revin. Mai buni, ajungem și la Delocon în scurt timp. What the fuck, deci are și el mâțe pe aici. Nu știu dacă sunt ale cuiva, dar mă rog, în fine, nu vreau să le sperii pe săracele mâțe. Ok, da, e super ciudat ce se întâmplă aici. În fine, hai, la Delocon, așa, hai. Hai, bine, pe aia altă nu mai aduc. Am încercat să vorbesc cu el. Din păcate, nu știu dacă este AFK sau nu. Nu știu dacă e la baza lui sau nu. Sper să nu fie pe aici, cât timp o să-i las eu pe aici. Ia ce are, aoleu, săraca mâță, ce speriată-i. Pe aici are un golem cu villagerii, nu? Da. Aleu, cât ce are, bă, băiatule. Uite cum stă ăsta. Dă-te, mă, jos, bă, că-i săraci. Ești greu. Dă-te jos. Așa. O să-i lăsăm noi cadoul pe undeva, dar nu știu pe unde. Sper să nu fie el pe aici. Pe undeva. Dar nu-l văd, așa că cred că rapid cât îi voi. De fapt, ia, hai să mă uit eu pe aici să fiu sigur că nu e. Cred că el e pe acolo din nou, că de obicei stă AFK pe acolo.
că pe aici nu e, sau fi pe la ferma lui. În fine, important e că nu e aici. Ceea ce înseamnă că îi putem lăsa cadoul nu știu unde, că n-are pe aici simetrie sau ceva. Așa că o să-i putem lăsa cadoul, cred că așa, nu? Cu asta în centru și așa. Aici am scris eu o chestiuță și putem pune așa. Punem astea, thank you. Așa și îi băgăm așa, perfect. Și acum, na, să sperăm că o să vină de loc on pe aici, pe acasă, pe la el. Cred că e afecagen, că eu l-am întrebat pe chat, dar nu știu pe unde e. Bine, n-am să stau să-l caut pe aici, el de obicei vine pe aici, că pe aici are camera cu cufere și e imposibil să nu vadă asta, că e mare. Bun, cam atât, mergem acasă să ne apucăm și noi de treabă, să vedem, să mai vorbim una alta. Unde te duci, mă, nebună, mă? Am pești, mamă, ce-am crezut că am pești la mine. Hai că o trimis pe asta la de loc, hai, puști. Puști, unde te duci, mă, băi? Alo, gara, ieși, mă, de acolo. Așa, așa, du-te, hai. Bravo. Bun, mă duc acasă să mai vedem una alta ce mai reușim să facem pe acolo. Pentru că mai avem câteva chestiuțe de făcut și în principiu să vedem ce rezolvăm cu acea cameră de cufere. Deci, revin. Ok, oameni, am ajuns la bază și haideți să vă arăt ce am reușit să fac, pentru că cât ați văzut voi acele secvențe, cât am mers noi la Delocon și pe la shop-uri, eu am reușit să fac relativ camera cu cufere, bine, n-am făcut-o de tot, nu știu ce m-am pins, dar mă rog, n-am făcut-o de tot, dar am început-o cât de cât și deocamdată cam așa arată. Deocamdată e foarte seacă, dar chestia asta se va schimba cât de curând. Nu am la mine, nu? Aș fi mai băgat și acolo o bucată, dar hai că punem un din ăsta. Uite așa, perfect. Deocamdată pare destul de seacă, dar se va schimba când îi vom adăuga detaliile. Aș vrea să fac chestia aia cu glass. Nu știu dacă o știți, gen, nu știu, geamul ăla fumuriu. Chiar că ar da un efect interesant pe aici, așa că o să încerc să-l fac, chit că e spațiu destul de mic. Să conștient că nu e o cameră foarte mare. Avem undeva la 12 barreluri, butoaie, dacă nu mă înșel. Dar, na. În fine, e destul de ok relativ. Adică vii aici, bam, frumos, ce ai aici, bam, ce ai aici, bam, și am pus și item frame-uri. Eu zic că e ok. N-am vrut să folosesc cufere, fiindcă cufere am folosit de-a lungul multor serii de Minecraft. Așa că, dacă s-au adăugat acum aceste barreluri, am zis că este o ocazie bună să le folosim. De ce nu? Deci, da. Mă voi duce eu să fac rost de ceva nisip, pentru că am nevoie de destul de mult glass. Iar după aceea, probabil voi face un timelapse cum pun glass-ul pe acolo și așa. Deci, pentru voi va fi direct un timelapse. Deci, da, ne vedem după aceea. Lume, din păcate, n-am trecut direct în timelapse, pentru că asta este secvența teoretică care aș fi venit după timelapse. Dar n-am trecut direct în timelapse, pentru că am încercat eu să fac chestia asta cu glass și bine că am încercat acum, însă am făcut cam mică chestiuța asta și nu prea e efectuat de mișto. Și nici nu prea are tentativă de medieval, așa că m-am gândit, bă, cel mai simplu, aia am prepodit câtva lem de dark pe care l-aveam eu strâns pe acolo, dar asta e. Cel mai simplu am să merg tot pe stilul medieval, o să fac ceva design pe aici și așa. Și probabil voi reveni după aceea să văd cum arată, nu mai stau să fac timelapse pentru că am încercat și n-a ieșit absolut deloc. Iar na, după aceea poate revin să punem și itemele, deci cred că le voi pune off-camera cel mai probabil, pentru că e destul de complicat să pui niște iteme prin chestiuțele astea. Deci da, mă pun eu să fac pe aici ceva, nu știu, niște modele pe aici pe jos și după aceea cel mai probabil voi reveni și vă voi arăta cum a ieșit. Și vom merge și până la Delocon.
din nou, pentru că... Da, de fapt vă spun după aceea. Lăsați așa. Vă spun după aia, da? Haideți că mă apuc să termin chestiuța asta și după aceea revin să vă arăt cam ce a ieșit. Ok, lume, am terminat acea cameră. Mă rog, hai să zicem undeva la 70-80% terminată, pentru că încă nu e gata full, dar camera în sine, unde sunt cuferele și așa, e terminată și am uitat să iau niște string, frate. Am nevoie de niște string și am fost aici și am uitat să iau. Genial. Mă, muțele mele, stați aici, frumoaselor. Bun, hai să vedem pe unde am eu niște string. N-am, ba da, uite, am aici 31. Ok, aș vrea să lăsați în comentarii nume pentru aceste pisici și pentru acești doi câini, pentru că noi îl avem aici pe Sven. Unde ești, măi? Uite, aici e Sven. Aici avem un câine anonim și acolo sus mai e un câine anonim, cred că se vede, nu? E ceva alb acolo, în fine, se vede, uite, zi, se vede botul. Și totodată avem și aceste mâțe, cărora le-ar trebui un nume. Asta are numele Ham, fiindcă a trebuit să-i dau eu un name tag să nu se despauneze. Deci cam asta ar fi. Puteți lăsa în comentarii un nume, dacă doriți, dacă sunteți doritori, dacă vreți. Bun, și deocamdată... Cam așa arată această cameră. Eu zic că a ieșit destul de bine, sincer. Mie îmi place cum a ieșit acum, sunt mulțumit de ea. Pare stilul ăla medieval, am încercat să pun stâlpi ăștia care să pară că sunt, nu știu, putreziți, de-aia am pus și Dark Oak pe aici. Să pară că e lemn putrezit, care, nu știu, cumva ține această chestiuță și de aici cumva niște chestiuțe care ar... Da, atentă de picare, gen cum sunt pe aici puse pe jos. Nu știu, m-am gândit destul de bine și am zis că așa e cel mai ok. Bă, dar nu vrea să vină în jos, gen. Nu cred. În fine, o lăsăm așa, poate va curge ea, de ce nu. Adică dacă nu vine pe acolo, e mai nașpa. Da, trebuie să coboare înapoi. Hai să pun niște string, dar văd că nu vrea, așa că n-am să o forțez. Nu știu, cred că pe aici ar trebui să pun, nu? Sau ar mai veni? În fine, nu știu. O să văd eu. O să testez probabil și off camera. Am pus și niște vine-uri pentru că, na, arată destul de mișto. Pe aici am pus un crafting. Probabil o să mai pun unul și pe aici, pe undeva. Cred că fix aici ar merge să mai pun încă unul. Hai, mă. Așa. Am pus și stone cutter-ul pe aici. Și cum, nu știu, dacă vă imaginați cum îmi imaginez eu, sunt chestii care te ajută într-un fel să repari zona asta. Sau e ca și cum, nu știu, ți-ai adus aici chestii pentru că vrei să o repari sau ceva de genul. Deci, na, dacă aveți imaginație ca și mine, atunci e bine. Eu am o imaginație foarte bogată. Glumesc. Bun, hai să mai punem pe aici, totuși. Ar mai fi mers parcă un din ăsta, dar unde? Aici nu prea merge, ar mai fi mers aici parcă. Și atunci scos ăsta și mutat pe undeva pe aici, cred. Sau lăsat ăsta tot aici și aici pus un din ăsta. Așa, perfect. Cu fărul vă dați seama că o să-l mut, dar la câte chestii am în el, nu cred că o să-l mut chiar acum. Văd că am un stone pe aici, așa că o să punem aici un stone. Și aici vor veni toate chestiuțele alea. De fapt, hai să punem un cobblestone, că e mai șmecher așa. Și aici o să băgăm noi tot cobblestone-ul. Tot ce ține legat de cobblestone o să avem aici. O să mut și cuferele din partea aia de afară. Le voi muta aici cât intră, pentru că v-am spus, e o cameră mică, dar de care sunt mândru cum a ieșit. Sincer, am făcut un design destul de mișto, după părerea mea, și voi mai lucra la ea puțin, voi mai adăuga câteva detalii mici pe viitor, cel mai probabil, pentru că mai am câteva detalii de adăugat, dar n-am mai avut atât de multe materiale aici lângă mine să le iau și să le fac, deci deocamdată am oprit aici și eu zic că, nu știu, a ieșit super, super mișto. Puteți lăsa și voi părerea voastră în secțiunea de comentarii și haideți să vă arăt acum încă o chestiuță. Acum câteva zile am fost eu la zona... de shop-uri, mă rog, acum câteva zile, acum ieri, acum ieri, practic. Am fost la zona de shop-uri și la shop-ul nostru de lemne am văzut că
s-au vândut o grămadă de lemne. Mi se pare că s-a vândut o Dark Oak cu tot sprusul, tot acacia-ul, dacă nu mă înșel, și vreo 4 sau 5 stack-uri de oak. Și aici avem diamantele toate. În total au fost un stack și 28 de bucăți. O să mergem și la zona de shop-uri să vă arăt locurile pe unde, de unde s-a cumpărat, gen. Și aici avem un stack și 28 de bucăți. Dacă le dăm în jumate, avem 14 aici și 32 aici și în total ar veni 46.046 lui Delocon. Deci cam asta ar fi, vom merge din nou la Delocon să-i lăsăm aceste diamante pentru că, na, nu știu dacă știți, dar dacă îl urmăriți și pe el, el va fi plecat undeva la 2 săptămâni, deci va trebui să-i le las pe acolo pe undeva și dacă se mai fac vânzări, bineînțeles că o să mă duc și o să-i las diamantele pentru că a fost și munca lui. E normal, mi se pare ok și normal să fac asta. Deci, da, și îmi pare rău totodată, am uitat să precizez chestia asta, îmi pare rău că acest videoclip, când îl veți vedea voi, este marți, eu îl filmez luni, dar în aceea zi n-apuc să-l și montez să apară pe YouTube, așa că trebuie să îl pun marți, deci cam asta ar fi. Mă duc rapid până la Delocon. Revin de acolo, îi lăsăm diamantele și să vedem dacă a luat și cadoul, dar nu cred că a avut timp să-l ia. Deci, na. Mergem până la Delocon, iute fulger și revin de acolo. Ok, oameni buni, am ajuns și la Delocon. Am venit la el să-i lăsăm diamantele și le-am lăsat chiar aici unde am lăsat și acest cadou pe care nu l-a luat, fiindcă nu știu dacă l-a văzut sau nu. Nu cred că a mai apucat să-l vadă. În fine, i-am lăsat aici 46 de diamante și pe lângă aici avem cadoul lăsat de noi. Deci cam asta ar fi. Pe aici n-am ce spoilere să dau, fiindcă știu că el deja a postat videoclipurile și din câte am înțeles și-a pregătit el ceva videoclipuri, dar nu cred că o să dau spoilere. Pentru că nu ies afară de aici, nu vreau să ies. Gata. Cam asta ar fi de aici. Mamă, îmi face portalul ăsta în cap. Cam atât ar fi de aici. Mergem până la shop-uri să vă arăt ce s-a vândut. Și bineînțeles va trebui off-camera să refac stocul, dar na. Mergem până la shop-uri să vă arăt ce s-a vândut și revin de acolo. Ok, lume. Am ajuns și aici. Văd că s-a mai deschis un shop. O să trecem și pe la el să vedem ce e pe acolo. Însă noi avem treabă la shop-ul nostru de lemne. Să vă arăt ce s-a vândut. Shop-ul ăsta minunat. Deci îmi place atât de mult cum a ieșit Jurigenia. Și super, văd că s-au mai cumpărat pe aici. Ok. Văd că s-a cumpărat oak din nou. Birch s-a mai luat. Ăsta era deja gol, fiindcă îl golise altcineva. Acacia era gol. Dark oak era gol. Văd că la jungle l-a mai cumpărat cineva. La birch și la oak. Deci avem 12 diamante, 6. Așa că o să mă duc înapoi la Delocon și o să-i mai las încă 6 diamante. Timp în care va trebui eu astăzi, când filmez, adică luni, să reumplu toate chestiuțele astea, dacă reușesc să le reumplu pe toate. Deci cam asta ar fi. Mă voi duce înapoi la Delocon să-i las aceste diamante. Dar nu o să mai stau pe video, o să merg direct eu și o să-i le las acolo. Și probabil o să-și dea și el seama că sunt lăsate de mine. Bun. Aici văd că avem ăsta de end. Ce e ăsta? O elitra 10 diamante. Nu e rău. Nu e rău. Bine, deja am o elitra. Cât e un shulker? Un shulker 4. Hopa. Shulker 4 diamante. Și ce mai avem pe aici? 2 diamante bucata. Fortune 2. I'm breaking. Mending. Nu prea e nimic interesant atât de mult. Da. Poate că casca asta ar fi. Bă, ca Aqua Affinity și Protection. Hai să o luăm. O lăsăm, o punem acolo la noi în Ender Chest. Deci hai să luăm de aici Ender Chest-ul. Și trebuie să-mi pun și eu diamantele. Astea sunt ale mele. Casca aici. Astea sunt ale lui Zelo. Le vom duce la el. Și astea, ce? Ia, recenzii sau comenzi de iteme. Comenzi de iteme, recenzii. Ok. Bă, ce pui mi s-au amestecat, mă? Așa, bun.
Atâtea diamante avem, nu-i deocamdată. Fier nu mai avem deloc, bine. Avem doar că trebuie să stau el să le, să le pun la prăjit acele bucăți de fier, pentru că nu știu dacă știți, dar sunt aici o grămadă de bucăți de, de fier, adică vreo 8 stack-uri mai pe scurt, aproape un stack de blocuri. Și voi încerca în cât mai scurt timp să fac rost de... Ok, what the fuck, ce cu platforma asta? Să fac rost de capete de Wither pentru a putea bate și noi Wither-ul, să luăm și noi un beacon să punem acolo în zona noastră. Chit că nu vom avea nevoie atât de mult, dar poate de un speed acolo sau un haste, de ce nu, ar merge, nu zic nu, sau un regeneration poate. Vedem, orice putem pune. Din păcate avem și două vești mai nasoale, să zic așa. Ambele vești sunt proaste, așa că na. Hai să mergem între timp și la shop-ul nostru, să vedem dacă s-a făcut vreo comandă, deși nu cred, mă cam îndoiesc. Știu că Warizard și Kuba au părăsit SMP-ul, detalii n-am să dau, am înțeles că va da detalii Kuba pe un episod de-a lui, va spune de ce a ieșit și toate cele, așa că nu cred că are rost să mai dau detalii, hai să mă duc să și dorm dacă tot sunt pe aici. Din păcate, asta e, ne-am înjumătățit, să zic așa, adică nu ne-am înjumătățit, dar am pierdut doi membri și ce-i drept am mai recuperat, pentru că a venit Stranger, dacă nu mă înșer, cred că așa-l cheamă, sper să nu-i confund numele, dacă îl confund îmi pare rău, dar cred că Stranger a intrat în SMP. Deocamdată nu știu unde și-a ales zona sau ceva de genul, încă zilele acestea nu prea am stat nici eu pe SMP și o să-mi fie mai greu să stau, dar totuși îmi voi face timp să fac acel shop de lemne înapoi full și să găt bazuca noastră acolo și poate să mai filmez încă un videoclip, pentru că mai trebuie să mai filmez unul. Deci da, cam asta ar fi. Shop-ul ăsta de artificii, din câte am înțeles, o să-i rămână lui de Locon, dacă a ieșit Cuba. O să fie tot shop-ul al lui Delo acum, deci da. Cam atât ar fi cu acest videoclip, oameni buni. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să lăsați un like. Nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram și să intrați pe serverul de Discord, pentru că acolo anunț când postez un videoclip nou sau când mă joc alături de voi sau de cine știe, poate când voi face un livestream, pentru că mă bate gândul să fac un livestream cât de curând. Deci, da, dacă vreți să fiți mai la curent, așa eu pe Instagram nu prea țin la curent cu canalul, gen, nu știu, am părți diferite de Instagram și canal, poate în viitor voi avea și un Instagram pentru canal, gen, dar deocamdată aveți Instagramul meu relativ personal în descriere, pe care puteți intra să-mi dați un follow, răspund și la mesaje pe Instagram și pe Discord, unde vreți voi, deci da, cam asta ar fi, eu am fost Dani, ne auzim la următorul videoclip. Ciao, ciao!